Salutare, astăzi cum vorbi, vă voi arăta un Crown XTI 4000. A fost la mine la o mică verificare. S-au testat capacitățile din primar și cele din secundar. Am găsit două condensatoare ușor devalorizate cu SRO un pic modificat. Au fost înlocuiți. Partea de 3 căre, așa, am refăcut pansamentul termic pe MOSFET și diode. Îl avem la teste. Mai târziu în acest video veți vedea și secvențe cu testele cu ambele canale atacate în același timp. Ăsta fiind și motivul pentru care acest amplificator a ajuns la mine, faptul că în regim sinusoidal cu ambele canale atacate, indiferent că sunt încărcate cu 4 ohm sau 8 ohm, aceasta limitează după circa 2 secunde, după cum o să vedeți și în videoclip mai târziu. Am fost tare curios să aflu care este cauza, drept urmare am tot căutat vinovatul, să-i spun așa. Au fost inclusiv făcute modificările de rigoare vis-a-vis de DSP sau alte corecții, revizii apărute ulterior în datasheet-ul sau, să-i spunem, manualul de service al acestui amplificator, însă nu au dus la modificări concrete vis-a-vis de acest comportament, ceea ce m-a făcut ulterior să contactez echipa de suport din Statele Unite, de la Crown, să-i întreb care, ce și cum. Se pare că acest comportament este de fapt o măsură de protecție în momentul în care stepperele sunt încărcate peste o anumită valoare pentru a le proteja de ambalare termică sau pentru distrugere irreversibilă. În regim sinus peste o anumită valoare, acesta limitează destul de mult. Fenomen care nu se întâmplă în viața reală, în regim muzical, dacă amplificatorul are o răcire adecvată în timpul utilizării. Acum, în prima fază, vom face un mic test pe un singur canal conectat. Avem și o încărcare de 36-37W în idle. Avem în clipa de față 100 de Hz, 4 ohm, un singur canal conectat. 64V. Hai să vedem și un curent. 19,55 A. Ok, haideți să-i mai scoatem o sarcină, să vedem și un 8 ohm. 70V curați, 10,7 A. Haideți să ne ducem și la 1000 de Hz. Repet, este un amplificator extrem de asemănător cu Labgruppen, practic este o clasa B, cu alimentare variabilă din două trei căre, practic care urmăresc semnalul de intrare. 74V, mai mult un pic, i-am dat semnal ceva mai mare. 80V în 8 ohm. 11,8 A, ceva mai mult. Haideți să-i vedem și un 4 ohm. La limitare 68-70, deja a intrat în overload ăsta, ceea ce mă face să cred că depășește 20 A. Da. Ok. Hai să vedem și un rise time.
la 10 kHz. Pentru asta o să vedem fix în 8 ohm. Și se întâmplă ceva ciudat. DSP-ul transformă în mod automat semnalul dreptunghiular în sinusoidal, cum se poate observa. Deci e o chestie legată de DSP. În continuare urmează secvențele cu măsurătorile pe ambele ramuri, pozitivă și negativă, felul în care lucrează trecările de tensiune. Bun, deci avem un singur canal conectat în clipa de față cu o sarcină de 8 ohm. Hai să vedem cum lucrează buck converterul de pe canalul respectiv. Albastru ieșirea, iar galben este tensiunea de pe buck, partea negativă. Hai să vedem ce se întâmplă. Se vede clar cum limita este dictată de clipping-ul buck-ului. Ce se întâmplă când băgăm și al doilea canal? Ok, avem la fel două canale conectate, unul singur monitorizat, buck-ul pozitiv. Deci forma aia ciudată de pe sinusoidă la limitare este dată de tensiunea din buck. După cum spuneam, acest aspect se întâmplă fix în condiții de dummy load, nu și în muzică. Este o măsură de protecție implementată în firmware-ul amplificatorului pentru a îl proteja de ambalare termică.